actor, producător și scenarist, Kurt von Vogel Russell s-a născut în Massachusetts, Statele Unite ale Americii, pe 17 martie 1951. De la 10 ani primește mici roluri, jucând fie alături de Elvis Presley, ca în filmul It's Happened at the World's Fair, ori în rolul micului toboșar, ca în One and Only. Cariera actorului matur, demarată la începutul anilor 70, conține prestații memorabile în comedii ori filme dramatice, dar vechea legendă, Elvis, nu dispare din atenția actorului, abordarea regelui rock'n'roll-ului fiind acum alta. Despre filmografia actorului american, specialiștii au apreciat că cele mai bune trei producții ale lui Russell ar fi Backdraft, situat pe poziția a treia, Tombstone, pe a doua, și The Thing, locul întâi în acest clasament. Chiar dacă pe parcursul celor aproximativ 4 decenii de activitate, Russell a jucat și într-o serie de filme dezamăgitoare, filmografia actorului este una în general apreciată, iar calitățile actoricești ale lui Kurt rămân la rândul apreciate de regizorii care îl angajează pentru producțiile lor.